Noi călătorim între timp mai departe în Evanghelia după Matei și Domnul Iisus Hristos în capitolul 7 ne-a făcut o invitație. Invitația sună tuturor, dragii mei, nimeni nu trebuie să rămână afară. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este calea, să largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Împărăția lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, începe cu o intrare pe poartă, dar trebuie să continue cu alergare pe cale și nu uitați, există o țintă. În Matei, capitolul 11, la 17, Evanghelistul pune înaintea noastră adevărurile care ne ajută să intrăm pe poarta împărăției. Iar noi am intrat în următorul bloc de text, în umblarea noastră pe cale, capitolul 18 la 25. Dar nu trebuie să uităm că la sfârșitul căii, la sfârșitul umblării noastre, pe calea cea îngustă, ne așteaptă o judecată. Fiul omului va veni împreună cu îngerii săi, va ședea pe scaunul de judecată, va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Unora le va spune, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția. Altora le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Pentru că există două destine, este important să faci alegerea acum. Alegerea pentru viață, nu pentru moarte. Dar una din întrebările care mi s-au ridicat este de ce Domnul Iisus Hristos numește împărăția lui Dumnezeu printr-o poartă strâmtă și o cale îngustă. Dacă eu aș fi fost în locul lui Dumnezeu, aș fi făcut poarta largă și calea largă. Aș vrea să recitesc textul nostru și să vă atrag atenția asupra unui detaliu din el. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este calea care și largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Pe una se intră, pe cealaltă trebuie să o afli. Cu alte cuvinte, poarta este lată, sau dacă vreți, largă și calea este lată, pentru că ți se oferă, nu trebuie să o cauți. Este vorba de mersul lumii acesteia. Practic, noi ne naștem în ea, o vedem peste tot în jurul nostru, de aceea nu trebuie să faci nicio alegere decât să dai drumul din mâini la vâsle și să te lași purtat de val. Să intre foarte simplu pe această poartă și să umble foarte simplu pe această cale. În sensul că nimeni nu-ți are treaba, nu deranjezi pe nimeni pe ea și de aceea poți călători cu puhoiul în toată liniștea. Dar poarta este strâmtă și calea este îngustă și textul spune, puțin sunt cei ce o află. Cu alte cuvinte, ea trebuie căutată, nu o găsești pe toate drumurile, nu ți se oferă, trebuie să o cauți, trebuie să o dorești, trebuie să te străduiești să o găsești ca să poți intra pe ea. Nu uitați, pe poarta largă se intră, pe poarta îngustă sau poarta îngustă trebuie să o cauți, să o afli. Dar și intrarea pe poartă și umblarea pe cale, este vorba de poarta și calea împărăției, reclamă credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Fără ea, n-avem nimica. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Poarta este strâmtă și calea este îngustă pentru că pericolele sunt peste tot în jurul nostru. Cu alte cuvinte, nu cred că poți călători chiar fără grijuri în împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de pilda semănătorului. Viața este în sămânță. Săcerișul atârnă de pământ. Sunt mai multe categorii de pământuri și problema este că diavolul va lupta întotdeauna să ia pământul să-l întoarcă împotriva seminței. Cu alte cuvinte, procesul să fie avortat, oprit și tu să pierzi pe cale, să n-ajungi niciodată la țintă. Dacă aș lua întregul text și aș încerca să enumăr doar câteva din pericolele pe care Matei le pune înaintea noastră în capitolele 18, 19 și 20, aș începe cu competiția afirmării de sine.
ucenicii vin la Domnul Iisus și întreabă cine va fi cel mai mare din împărăția cerurilor. Dacă ar fi o întrebare simplă, inocentă, probabil că curiozitatea este apanajul existenței noastre. Cu alte cuvinte, de ce să fii supărat dacă cineva pune o întrebare? Dar probabil că este mult mai mult, pentru că ultimul tablou se termină cu doi frați, în fața cărora merge mama, fiul lui Zebedei, și mama vine să adresează o rugăminte Domnului Iisus: Doamne, să vreau ca acești doi fii ai mei să fie unul la stânga, altul la dreapta ta. Când aud ucenicii, se mânie pe cei doi frați. Cu alte cuvinte, întregul text ne vorbește despre o tensiune care e pe drumul împărăției, pe calea aceasta îngustă. Dar dacă aș răsfoi mai departe imaginile din textul nostru, atunci găsesc un alt pericol, piatra de potignire. Eu pot fi o piatră de potignire pentru alții, un prilej de păcătuire, sau pot cădea, mă pot împiedica într-o astfel de piatră. Ambele situații sunt fatale. Sau dacă aș lua următorul pericol, este împietrirea pe care o provocă păcatul. O împietrire care duce sigur la moarte, la despărțire de Dumnezeu. Sau o inimă neiertătoare, care în familie duce la ruperea relației, la divorț, iar în biserică duce la dezbinări și frângeri și despărțiri. Sau duceți-vă aminte de tânărul bogat, vine la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus spune textul: l-a iubit mult. Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Și când spune: o, Doamne, astea toate le-am păzit din tinerețea mea, Domnul Iisus îi mai cere un singur lucru, știind de ce este legată inima. Du-te și vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. Și pentru că avea multe bogății, s-a întristat și a plecat. Și Domnul Iisus spune: Doamne, greu va intra bogatul în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, materialismul, alergarea după lucruri, îți poate cuprinde inima în așa fel încât să uiți că nu ți-ar folosi la nimic să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul. În fața tuturor acestor pericole, cred că cuvintele celor doi orbi care vin la Domnul Iisus să fie vindecați ar trebui să le rostim fiecare dintre noi. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Dar dacă sunt pericole pe cale, după ce ai intrat pe poarta împărăției, o întrebare simplă se ridică în inima fiecăruia dintre noi. Oare Dumnezeu n-a pregătit nicio soluție? Nu ne oferă nicio garanție că vom ajunge la destinație, Teferi, cu credința nepierdută? Dați-mi voie să citesc două versete din epistola lui Ioan, prima sa epistolă, din ultimul capitol. Aș începe cu versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, și dacă cunoașteți contextul, este vorba de păcatul care duce la moarte, pentru care nu este niciun fel de soluție, nu păcătuiește, nu comite acest păcat care duce la moarte, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Cornilescu pune o majusculă, cel născut din Dumnezeu, și gândul ne duce la Domnul Iisus și spune: ce bine dacă sunt păzit de Domnul Iisus Hristos, nu este nicio problemă. Dar dacă vă uitați atenți la context, ascultați versetul 1 din același capitol. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, și Cel ce ne-a născut este Dumnezeu însuși, iubește și pe Cel născut din El. Deci care e soluția lui Dumnezeu? Ai dat mâna cu soluția lui Dumnezeu, este fratele tău. Este biserica, suntem noi unii pentru ceilalți. Dacă am înțeles principiile împărăției și am înțeles inima lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu pentru păstrarea noastră în har, în alergarea noastră pe calea asta îngustă a împărăției, este biserica sau frații. Suntem chemați să facem trei lucruri pentru cel de lângă noi. Dacă ai intrat în biserica lui Hristos, n-ai intrat doar să asculți predici și să mai pui câte un ban în perș, am putea închide tot ce e aici și n-ar trebui să cheltuiem nimica și nici să ne pierdem timpul. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu să veghem unii asupra altora. Și uitați-vă care sunt cele trei lucruri enumerate în capitolul 18. În primul rând, bagă bine de seamă să nu-l împingi la păcat pe fratele tău. Dar cum pot să fac? Foarte simplu, prin atitudinea ta, prin vorbele tale, prin felul tău de a fi. Cu alte cuvinte, tu nu poți face ce vrei în trupul lui Hristos, trebuie să croiești cărări drepte cu picioarele tale, ca cel ce șchiopătează
să nu se abată de la, din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Deci primul lucru, atenție, să nu-i împingem pe alții la păcat, pe frații noștri. Al doilea lucru, dacă s-a întâmplat ca fratele tău să cadă într-o greșeală, nu-l lăsa acolo, ridică-l, scoate-l afară, fă tot ce-ți cere Scriptura ca să-l ridici din păcat. Și al treilea lucru, pentru că păcatele săvârșite sunt împotriva lui Dumnezeu, ne ating și pe noi, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, iartă-l. Iartă-l. Deci, să nu îi împingem la păcat, să nu îi lăsăm căzuți în păcat și să ne iertăm dacă ne-am greșit unii altora. Dați-mi voie să le iau la rând. Primele 14 versete din capitolul 18. Domnul Iisus în Cezarea din Filipii tocmai a început să le vorbească pentru prima dată de faptul că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult și să fie răstignit și a treia zi va învia. Dar dacă el va fi răstignit, atunci va pleca dintre noi și ucenicii vin și îi pun o întrebare. Doamne, cine este mare sau mai mare în împărăția cerurilor? Spuneam că întrebarea s-ar putea să fie inocentă, să fie o pură curiozitate, dar nu este așa. Ascultați cum continuă textul, versetul 2. Iisus a chemat la el pe un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, nu uitați, vorbește cu ucenicii care se interesează cine-i mare în împărăția cerurilor sau cine-i mai mare. Și vreau să mă opresc, să vă duc aminte de o vorbă a Domnului Iisus din capitolul 11. Când trimișii lui Ioan Botezătorul au plecat de la el, el începe să vorbească despre Ioan și spune așa: dintre toți cei născuți din femeie, nu este unul mai mare ca Ioan. Totuși, cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Ucenicii se consideră pe ei în împărăția cerurilor și se uită la Ioan Botezătorul, probabil de sus în jos, și pun întrebarea pe care ați auzit-o. Adevărat, adevărat vă spun, le răspunde Domnul Iisus, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Să te intereseze cine e mai mare în împărăția cerurilor și împăratul să spună: îmi pare rău, nici măcar nu ești în ea. Versetul 4. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor și oricine va primi pe un copilaș ca acesta în numele meu mă primește pe mine. Și ascultați versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârnă de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Uit la dumneavoastră și eu văd cu minți tăcuți frumoși. Și când intră cineva între noi, pentru prima dată, și Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze la inima lui, poate că zice, am nimerit între sfinți. Până când se apropie un pic și începe să ne cunoască pe fiecare dintre noi. Și când începe să ne cunoască, abia atunci stă în fața realității. Acum, nu va trebui mult să vadă că toți suntem oameni păcătoși, căzuți, care avem nevoie de jertfa, de iertare a Domnului Iisus Hristos. Dar atunci când în poporul lui Dumnezeu vezi competiția afirmării de sine, vezi oameni dând din coate, călcând pe alții în picioare, vorbindu-i de rău și îmi pare rău să vă spun, se întâmplă lucrul acesta. Este poate cel mai mare prilej de păcătuire, este dezgustător. Știți de ce? Pentru că negăm tot ce este Domnul Iisus Hristos și tot ce Domnul Iisus Hristos vrea să vadă între noi. Ascultați ce spune Pavel despre el, despre capul, despre Domnul Bisericii. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta este Domnul Iisus, capul, Domnul Bisericii, fratele nostru mai mare. Oare nu la asta suntem chemați și noi? Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea
chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întinăscut dintre mai mulți frați. Oare de ce ne cheamă Domnul Iisus Hristos la el? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Odihnă prin eliberarea din egocentrismul în care v-a aruncat păcatul. Atunci când păcatul aruncă viața mea, mă întoarce spre mine însumi, face din mine o gaură neagră, care cerșește atenția tuturor și aplauzele tuturor. Când suntem născuți din nou, începem să fim transformați din unii care cer în unii care încep să dea, încep să împarte. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum voi găsi o odihnă pentru sufletul meu când voi fi smuls din groapa aceasta a egocentrării? Voi lua jugul ieșirii din competiția afirmării de sine, a lepădării de sine, a slujirii altora, a jertfirii de sine. Domnul Iisus ne invită să fim ca El și să facem ce face El. Să fim ca El, blânzi și smeriți cu inima, ca să avem odihnă, să avem liniște și să conlucrăm împreună cu El la mântuirea și la ridicarea oamenilor. Versetul 10 din capitolul 18 din Matei continuă. Feriți-vă să nu defăimați pe nici unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea, de oaia rătăcită și găsită, decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Și uitați-vă la versetul următor, versetul 14. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Ce extraordinară imagine a inimii lui Dumnezeu, etalare a inimii lui Dumnezeu. Nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Spuneam că suntem chemați, dacă facem parte din Biserica lui Dumnezeu, să facem trei lucruri unii pentru ceilalți. În primul rând, să nu îi împingem la păcat. Mai bine ne-am atârna o piatră moară decât să fim înnecați în mare, spune Domnul Iisus. Al doilea lucru, dacă se întâmplă ca fratele meu să cadă în păcat, nu trebuie să-l lăsăm acolo, ci trebuie să facem tot ce ne cere Scriptura, să-l scoatem din groapa aceasta, din căderea aceasta. Și dați-mi voie să citesc textul mai departe, capitolul 18, versetele 15 la 20. Dar aș începe cu ultimul verset, cu 14 din secțiunea precedentă. Tot așa vă spun că nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. De aceea, adaug eu și continui cu versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu vrea să te asculte, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de el, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, nu uitați de contextul în care ne aflăm, contextul ridicării celui căzut, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Cine este în mijlocul celor doi sau trei adunați în numele meu? Cel despre care Tatăl a zis și în apa botezului și pe muntele schimbării la față. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și dacă Tatăl își găsește toată plăcerea în fiul lui, cum nu va face tot ce trebuie făcut ca să se împlinească voia fiului său? Pentru că fiul său a făcut din voia Tatălui mâncarea lui de fiecare zi. Dragii mei, pentru ridicarea fratelui căzut în păcat, trebuie să facem patru pași.
Și lucrul acesta nu-i vizează pe membrii din comitet. Lucrul acesta ne vizează pe fiecare dintre noi. Fratele meu este cel care am dat mâna. Cu alte cuvinte, noi suntem așezați unii lângă ceilalți și aceste lucruri trebuie să facem unii pentru ceilalți. Pasul întâi. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Nu suntem într-o situație de disciplinare în dimineața aceasta sau de ridicare a celui căzut. Cu alte cuvinte, tensiunea nu-i foarte mare între noi, ci stăm la cuvântul lui Dumnezeu ca să-L înțelegem. Și de aceea îl putem înțelege în liniște și pace. Problema este că atunci când citesc versetul care l-ați auzit, versetul 15, mi se ridică cel puțin 5 întrebări. În primul rând, cine este fratele meu? Cu alte cuvinte, față de cine trebuie să împlinesc acest prim pas? A doua întrebare, ce înseamnă a păcătuit? Și a treia întrebare, care păcate sunt împotriva mea? Cu alte cuvinte, când trebuie să mă implic? Și când pot sta liniștit să zic, nu-i treaba mea? A patra întrebare, mi se poruncește să mă duc să-l mustru între mine și el singur. Cum să-l mustru? Atitudinea e foarte importantă. Cum să-l mustru? Și ultima întrebare, când l-am câștigat? Ce trebuie să se întâmple în procesul acesta? Ca cerul să fie mulțumit și pământul să fie mulțumit. Ca să fie, într-un fel, procesul încheiat. Dați-mi voie să le iau pe rând. Cine este fratele meu? Aș citi un text din 1 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 9. V-am scris în epistola mea să nu aveți niciun fel de legături cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau hrăpăreți sau cu cei închinători la idol, fiindcă atunci ar însemna să ieșiți din lume. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că zice frate, este totuși curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hoț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este treaba voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară îi va judeca Dumnezeu, dați dar afară pe răul acela din mijlocul vostru. Observați, este vorba de o comunitate. O comunitate în care oamenii au intrat de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Este vorba de o biserică locală în care se poate aplica lucrul acesta. Eu nu pot să merg pe stradă să mă leg de toți oamenii. Dacă sunt proroc ca și Ioan Botezătorul, atunci mă pot ridica împotriva împăratului, că trăiește cu nevasta fratelui său. Dar textul acesta se referă la o comunitate locală, la o biserică, iar în biserica locală se intră prin apa botezului. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și asta o poți face oriunde, de unul singur. Dar ca să aparții unei comunități locale, trebuie să o faci în mod public în fața fraților tăi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nimica, nu-i treaba mea. Dați afară pe răul acela din mijlocul vostru, spune Scriptura. Cine este fratele meu? Cel care, ca și mine, în public, de bunăvoie, nesilit de nimeni, a intrat și face parte din comunitatea locală. Dar Scriptura spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, noi avem multe unii cu ceilalți, dragii mei. Nu-mi place culoarea ochilor tăi, nu-mi place cum te îmbraci, nu-mi place cum cânți, nu-mi place ce mănânci. Am o mulțime de probleme care sunt diferite la mine decât la tine. Dar Scriptura îmi spune, dacă ai păcătuit, ce înseamnă a păcătui? A păcătui înseamnă a călca porunca lui Dumnezeu. Problema noastră este că atunci când venim la Biblie, vedem mai multe feluri de păcate, păcate de omitere și de comitere. Da? Dacă faci ce nu faci ceea ce ar trebui să faci, săvârșești un păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Sau sunt păcat, sunt poruncile pozitive, de pildă să iubești pe soția ta. Dimineața a fost Nora cu noi. Dacă veniți la mine și îmi spuneți că nu iubesc pe Nora suficient, mă uit la dumneavoastră și îi spun, vă întreb și cum ar trebui să o iubesc. Așa cum iubesc eu nevasta mea, răspunde tu. Doamne ajută! Fă-o mai departe, da? Eventual mă pot duce la soția mea să întreb, draga mea,
ai ceva plângeri împotriva mea? Ea îmi va spune, nu mi-a fost foame, nu mi-a fost frig cu tine. La noi în casă asta e regula. O întreb deseori, ți-a fost foame? Nu. Ți-a fost frig? Nu. Atunci mi-am împlinit datoria. Glumesc. Dar în astfel de situații, noi putem împlini totuși față de frații noștri o misiune, cea de străjer, din Ezechiel, capitolul 3, de la versetul 17 la 24. Dacă vezi venind pedeapsa și nu anunți pe fratele tău, sângele lui se va cere din mâna ta. Eu pot veni la tine sau tu poți veni la mine să mă întrebi, uite ce văd în viața ta, uite ce am auzit în relația cu soția ta, crezi că o iubești, cum îți cere Scriptura? Și aici mă opresc. Te las pe tine și Duhul lui Dumnezeu să duceți lucrurile mai departe, să le rezolvați, să vă creați regulile din casa voastră. Dar sunt o categorie de porunci în care nu ne putem permite să ne oprim la atâta. Să nu furi, să nu curvești. Când ai călcat o astfel de poruncă, trebuie împliniți pașii care avem înaintea noastră. Deci a păcătui înseamnă a călca o poruncă a lui Dumnezeu. Dar toate păcatele sunt împotriva mea. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, de obicei ne spălăm pe mâini zicând, dar n-a păcătuit împotriva mea, n-am nimic cu el, e treaba lui și a nevestei lui, da? Nu, dragii mei. Dați-mi voie să citesc tot din 1 Corinteni, capitolul 5, dar primele 8 versete din capitol. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din acelea, cum nici chiar între păgâni nu se pomenește, până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. Bă, și? Nu-i împotriva mea. Treaba lor. Da? Treaba lor. Nu-i treaba lor, spune Pavel. Și voi v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că nu sunt la voi cu trupul, dar fiind împreună cu voi cu Duhul, fiind de față cu Duhul meu, spune el, în numele Domnului Iisus, versetul 4, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Ce grele cuvinte! Dar Pavel, ce ai cu el? Nici măcar nu ești prezent, nu faci parte din biserică, nu uitați. El a înființat biserica. Chiar dacă îți avea 10.000 de învățători, n-aveți mai mulți părinți, eu v-am născut în Hristos Iisus. El durea pentru biserica aceea. Și el știa că un păcat nu poate fi tolerat și răbdat în adunare, în biserică, fără ca păcatul acela să cuprindă întreaga biserică. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Ascultați versetele următoare. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Puțin a luat dospește toată plămădeala? Nu te interesează păcatele fratelui tău? Păcatele lui vor veni asupra ta și asupra casei tale. Sau când iei în brațe un păcat, în loc să-l condamni, vei trăi păcatul acela tu însuți. Și noi ca biserică am trecut prin lucrurile astea, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăzduim dar praznicul, nu cu un aluat de viclenie sau cu un aluat de răutate, cu un aluat vechi, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Care păcat este împotriva mea? Orice păcat al fratelui meu de care sunt conștient. Orice păcat al fratelui meu de care sunt conștient. Și ce să fac? Recitesc versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. A sublinia. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Cu alte cuvinte, un principiu extrem de important. Păcatul se rezolvă în cel mai strâmt cerc posibil. În cel mai strâmt cerc posibil. Țin minte că mama mea a plecat la Domnul, o femeie deosebită, într-o bună zi îmi spune, ai auzit de? Și o întreb,
Dar de la cine ai auzit de ei? Eu n-am auzit. Păi de la... Și l-ai confruntat? Păi tu... Nu, nu, nu. Hai să ne plecăm pe genunchi să-ți ceri iertare. Avea 90 ceva de ani. Dragii mei, păcatele nu se povestesc. Nu se vântură. Păcatele se confruntă. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar cum să-l mustru? Foarte mulți dintre noi ne bucurăm de păcatele altora, pentru că e ocazie să te ridici un pic deasupra lui. Dragii mei, nu uitați de unde am plecat. Nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Deci tot ce fac de aici încolo trebuie să fac spre ridicarea, spre câștigarea fratelui meu, nu spre călcarea lui în picioare. Galateni, capitolul 6, primele două versetele. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Voi care sunteți duhovnicești să-L ridicați cu Duhul blândeții. În Matei capitolul 14, capitolul 4 mai găsim termenul acesta, catartizo, a ridica. Și este folosit pentru cei doi pescari pe care Domnul Iisus îi cheamă pe urmele lui. Știți ce făceau? Era în barcă cu tatăl lor și își dregeau mrejile. Ce au făcut? Toată ziua sau toată noaptea au aruncat mrejile în larg și când tragi mreaja, se întâmplă, se agață, se rupe. Dacă nu-ți dregi mrejile când ai terminat pescuitul, degeaba te duci a doua zi. Pe gaura pe care n-ai dres-o, peștele se va duce. Toată noaptea vei pescui degeaba. Dar de ce își dregeau mrejile? Ca să le arunce undeva într-un colț, să zică, nu mai avem nevoie de voi, v-ați rupt? Nu, nu. Ca să le arunce în apă a doua zi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica. Asta îmi spune textul. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, să-l dregeți cu Duhul blândeții, dar nu ca să-l așezați pe ultima bancă, ci ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, să-l invitați înapoi în preoție. Dragii mei, până și un lepros, când se constata vindecarea lui, era uns ca marele preot și invitat înapoi în preoția lui Israel. Și așa ar trebui să se întâmple și între noi, să ridicați cu Duhul blândeții. Dar atenție, este o bătălie spirituală. Ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu, să nu pățești ca fiul lui Sceva, peste care au sărit duhurile necurate și i-au bătut zob. Sau să te pomenești cu ele în viața ta. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cine este fratele meu? Ce înseamnă a păcătui? Care păcate sunt împotriva mea și cum să mustru? Și ultima întrebare. Când l-am câștigat? Dacă aș citi un singur text din 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Foarte des se întâmplă să mergi la fratele tău, să-l mustri pentru păcatul lui și el zică, dar ce treabă ai tu? Tu crezi una, eu cred alta, eu nu cred că e o problemă. Și eu îl iubesc pe Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu și îți vine așa cum îți, lasă-mă, te rog în pace. Textul spune, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, adică cu păcate nemărturisite, nerezolvate, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Am câștigat pe fratele meu doar dacă și-a recunoscut păcatul, și-a mărturisit păcatul și s-a despărțit de păcat. Am câștigat pe fratele meu doar dacă și-a recunoscut păcatul, și-a mărturisit păcatul și s-a despărțit de păcat. Ce se întâmplă dacă nu o face? Trebuie să fac pasul al doilea.
versetul următor, versetul 16. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijită pe mărturia doi sau trei martori. Mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dar de ce să fac și pasul acesta intermediar? Dragii mei, în primul rând, de pasul acesta are cea mai mare nevoie cel care a pornit procesul. De pildă, eu zic, Tavi a păcătuit împotriva mea. Și mă duc la cei trei de pe bancă și nu veniți cu mine, că uite ce mi s-a întâmplat în pasul întâi. Prima întrebare pe care mi-ar pune cei doi sau trei frați este, dar ce-ai cu Tavi? Păi, nu-mi place că înainte să termine predica a plecat din adunare la primul serviciu. Sau cei trei saluta la mine și zice, măi frate, cum ar fi să te duci să-ți ceri iertare de la Tavi, să te pocăiești tu? Observați, ăsta este rostul pasului al doilea. Cel care trebuie judecat de cei sau doi sau trei sunt, în primul rând, eu cel care am pornit procesul. În acest al doilea pas trebuie să expun faptele, să aduc dovezile, să deschid Scriptura și să explic ce s-a întâmplat în pasul întâi. De ce trebuie să aduc fapte, dovezi și Scriptură? Pentru că un păcat este o călcare a unei porunci exprese. Eu n-am o autoritate împotriva fratelui meu. Se poate îmbrăca cum vrea, poate mânca cum vrea, poate mânca ce vrea, dar atunci când cineva calcă Scriptura, autoritatea mea este cuvântul lui Dumnezeu. Nu eu îl mustru, cuvântul îl mustră. Eu sunt doar intermediarul prin care cuvântul ajunge la el. Cuvântul este o sabie mai tăietoare ca orice sabie cu două tăișuri, care poate da la iveală păcatul și poate vindeca lucrurile. Dacă nu ascultă nici de el, adică nu vrea să-și recunoască și nu vrea să-și mărturisească păcatul, trebuie să faci pasul al treilea. Spune-l bisericii. Biserica este comunitatea celor născuți din nou, care de bunăvoie și nesiliți de nimeni s-au adunat la oaltă să formeze acea comunitate locală. Dar de ce să-l spunem bisericii? În primul rând să mobilizăm resurse suplimentare pentru ridicarea fratelui nostru. De ce? Pentru că nu-i voia Tatălui nostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Ori noi am fost implicați unul, apoi încă trei, doar patru oameni. Mai sunt încă 700. Poate că Dumnezeu are alte resurse și poate aborda problema altfel. Și de aceea resursele bisericii trebuie mobilizate. În al doilea rând, spune-l bisericii ca biserica să ia act de toată situația și să-i pregătească cererea pe care i-o va face omului nostru. Pasul al patrulea. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Da? Ca să aibă sens textul acesta, nu vrea să asculte de biserică, biserica trebuie să-i ceară ceva. Ori biserica nu este o realitate care exclude oameni. De ce? Pentru că Domnul bisericii a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și pentru că nu-i voia Tatălui nostru din cerul să piară unul măcar din acest micuț. De aceea biserica nu dă afară oameni, biserica include oameni, cheamă oameni la mântuire. Și atunci biserica poate să-i ceară celui căzut un singur lucru. Cum să lase moartea și să vină la viață? Cum să-și rezolve păcatul ca să primească iertarea? Asta e tot ce poate face biserica. Dragii mei, biserica dă pe mâna satanei pe un om în felul acesta, parcurgând toți pașii. Dar, practic, cine se dă pe mâna satanei? Cel care refuză toate intervențiile lui Dumnezeu în viața lui. Și ascultați versetul 18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Am putea într-un fel să ne umflăm de mândrie în fața acestui verset, lăudându-ne cu puterea extraordinară de a lega și dezlega. Vreau să vă spun, dacă suntem cu adevărat Biserica lui Hristos, operăm în baza legii lui Hristos. Cu alte cuvinte, noi ca biserică n-avem niciun drept nici să adăugăm, nici să scădem de la poruncile Domnului. Dar noi ca biserică ar trebui să cunoaștem cuvântul Domnului, să operăm în baza cuvântului lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, ca cerul. Așa și pământul. Și de aceea cred eu
că în felul acesta este legat în cer și pe pământ un lucru. Pentru că în consonanță cu cerul, noi facem de cunoscut oamenilor voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Acum aș întoarce înapoi la spune-l bisericii. Când un păcat al unuia dintre noi ajunge în fața bisericii, spuneți-mi dumneavoastră ce se întâmplă în săptămâna următoare. Se umple Clujul. Nu-i așa? Cu cât de poftă discutăm despre păcatele și căderile altora și cât de puțin dintre noi varsă vreo lacrimă pentru ele, ori textul ne spune că în momentul în care un păcat ajunge în auzul bisericii, și noi suntem destul de mulți în biserică, știți ce ar trebui să se întâmple? Dintr-o dată se formeze grupuri de rugăciune. Noi am împins toate poverile pe spatele lui Neru Carții și a lui Tavi Toadere și a lui câțiva, nu-i treaba mea. Dar oare nu cumva ar trebui să luăm în serios versetele 19 și 20? Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Imaginați-vă cum ar arăta biserica noastră dacă într-o astfel de situație și din păcate piedicile pe cale sunt suficiente și ne lovim de astfel de probleme. Dintr-o dată ne-am mobilizat și în familiile noastre am început să ne rugăm din casă în casă, câte doi, câte trei, pentru situația respectivă. Oare n-am avea mai multe șanse? Cum să nu? Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Eu cine? Eu Domnul Iisus despre care Tatăl a zis și în apa botezului și pe muntele schimbării la față, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Lăsați-mi voie să închei cu lucrurile pe care și voi le simțiți în inimă, ca și mine, în momentul acesta. O astfel de implicare costă. E adevărat? Eu aș fugi de ea cât mă țin picioarele. O astfel de implicare costă. De ce să plătesc prețul? De ce să plătesc prețul? Și aș aduce doar patru lucruri înaintea noastră. Completați-le noastră acasă în timp ce veți discuta despre aceste lucruri. În primul rând, pentru că Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ori eu sunt mâinile și picioarele Lui. Eu am spus, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dacă Hristos trăiește în mine, El a venit să mântuiască ce era pierdut. În al doilea rând, acela care nu este cu Domnul Iisus este împotriva Lui și acela care nu adună cu El risipește. Cum aș putea să împrăștii ce adună Domnul Iisus, ce a plătit El cu sângele Lui cel scump pe cruce? Eu să calc în picioare, să nu-mi pese de lucrurile acestea. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Și în al treilea rând, pentru că doar cei împăciuitori sunt fii ai lui Dumnezeu. Eu mă pot lăuda cu statutul meu de fiu, da? Dar ca să mă laud și să fiu cu adevărat fiul lui Dumnezeu, trebuie să fiu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ori Duhul lui Dumnezeu este avocatul lui Hristos în inima mea. Și dacă Hristos a venit să mântuiască ce era pierdut, dragii mei, și Duhul acela lucrează în mine, eu voi conlucra împreună cu Hristos. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, ne-a spus Domnul Iisus în predica de pe munte. Și în al patrulea rând, pentru că nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți care au crezut în Domnul Iisus. Spuneți-mi, sunt motive suficiente să zic, da, e adevărat, o implicare costă, dar n-am nicio ieșire. Cu alte cuvinte, sunt obligat să fac aceste trei lucruri pentru fratele meu. În primul rând, să fac tot ce-mi stă în putință, să nu fiu o piatră de potignire, să un prilej de păcătuire, să nu-l împing la păcat. În al doilea rând, să-l ridic
dacă cumva a căzut în păcat. Și în al treilea rând, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, poate că intru în procesul acesta, dar este o vorbă în limba maghiară. Te-am iertat, dar mi-a rămas încărcat ficatul. Cu alte cuvinte, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar și eu țin minte o mulțime de lucruri și mă lupt cu mine însumi să le scot din mintea mea. Să le scot din mintea mea, să mă pot uita în ochii fraților mei, să le pot întinde mâna, să le pot zâmbi, să pot să iau jugul împreună cu ei dacă au fost primiți înapoi și să tragem la căruță împreună. Este o luptă. Al treilea lucru pe care ne cheamă Dumnezeu să-l facem este să iertăm celui cine a greșit. Nu cred că e la întâmplare că după ce Domnul Iisus termină cu pașii aceștia, Petru vine la el și spune: dar Doamne, spune, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Domnul Iisus îi spune: Petre, dacă îți place să numeri, nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7, în fiecare zi. Dacă vrei să ții socoteli, încearcă. De 70 de ori, câte 7, în fiecare zi. Dar de ce să iert pe fratele meu? În primul rând, de dragul meu. Dacă eu nu iert, nu sunt iertat. E adevărat? În al doilea rând, de dragul lui. Spuneți-mi, ce rost are să ții în pușcăria inimii tale o mulțime de robi? Poți călători pe drum cu toți ăștia captivi în inima ta? Nu le-ai dat voie să fie liberi? Și în al treilea rând, de dragul Tatălui. Nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Cum ar fi să încheiem cu rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum... Haideți să mai spunem o dată. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin.